manuală cățel, care să-l puneți la intrarea în locuință și în momentul când plecați din locuință, să vă aduceți aminte de recomandările noastre. Zona pieței centrale a municipiului Târgu Jiu a fost împânzită de oamenii legii care au venit în număr mare nu pentru a aplica amenzi, ci pentru a informa pe cetățeni. Polițiștii au fost însoțiți de elevii Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Acțiunea se desfășoară în cadrul săptămânii Prevenirea Criminalității. Polițiștii și elevii au împărțit mai multe materiale informative, dar și sfaturi în ceea ce privește furtul din locuințe. În această săptămână, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, au fost organizate activități preventive în cadrul manifestării Săptămâna Prevenirii Criminalității. Tema zilei de astăzi este prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului. Am organizat o activitate în colaborare cu elevii Colegiului Național Tudor Vladimirescu în piața centrală din municipiul Târgu Jiu, ocazie cu care am distribuit pliante și flyere cu recomandări preventive și simbolic un lăcățel pe care cetățenii să-l aibă la vedere, iar în momentul când pleacă din locuință să-și aducă aminte de discuția cu noi, de recomandările noastre pentru un plus de siguranță. Cetățenii au văzut cu ochi buni acțiunea polițiștilor gorjeni. Să știți, chiar mă gândesc, văd oameni care nu par așa proști. Eu nu știu cum le ia sute de milioane sau cum bagi în casă pe cineva care nu-l cunoști, nu știi cine e ăla, nu-l întrebi de ce e. Eu și pe Facebook vă spun scarmă în orice. Mie nu mi-e teamă de hoți, că dacă intră unul peste mine, dau și cu palma. Foarte perfecte și la locul lor, că sunt mulți oameni care ori de lipsă, ori de meserie. E foarte bun. Îl păstrez, că eu stau la casă. Nu îl folosiți? Ba, îl folosesc undeva, că e necesar. Foarte bune! Ați avut probleme de acest gen? Nu, că eu stau mai mult la țară. Și acolo nu prea. La țară nu se fură. Nu se prea, la mine în sat acolo, nu știu, la Glodeni, la Ohaba. Asta este. Oamenii legii recomandă cetățenilor să evite oferirea anumitor informații vecinilor, cunoștințelor sau colegilor despre programul de lucru sau deplasări.